Viteză excesivă l-a băgat în spital. Un șofer de 40 de ani a ajuns la spital după ce a doborât mai întâi un copac, apoi un stâlp de electricitate. S-a întâmplat în dimineața de 6 septembrie la ora 6:40 în satul Copanca din raionul Căușeni. Ofițerul de presă de la Inspectoratul de Poliție Căușeni, Corina Repeșciuc, a declarat că șoferul venea din Tiraspol spre Căușeni. Acesta se deplasa cu viteză excesivă, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul volanului și s-a tamponat mai întâi într-un copac de nuc, apoi într-un pilon electric. Impactul a fost atât de puternic încât stâlpul a fost doborât la pământ. La fața locului a fost chemată o ambulanță, iar șoferul a fost dus la spitalul din Tiraspol cu mai multe traume. Acum, poliția din Căușeni investigează cazul, iar șoferul riscă amendă de până la 1.500 de lei, dar și 6 puncte de penalizare.